De astăzi au început înscrierile pentru Facultatea de Pompieri și Facultatea de Științe Juridice și Administrative. Persoanele interesate să devină ofițeri în domeniul situațiilor de urgență se pot înscrie pentru participarea la concursurile de admitere organizate în cadrul Academiei de Poliție Alexandru Ioan Cuza până pe data de 27 iulie 2020. Înscrierile pentru Facultatea de Pompieri și Facultatea de Științe Juridice și Administrative se pot face de luni până vineri în intervalul orar 9-15, iar în zilele de sâmbătă și duminică în intervalul orar 8-15. În cadrul Facultății de Pompieri pentru programul de studii instalații pentru construcții pompieri au fost scoase la concurs 40 de locuri, iar în cadrul Facultății de Științe Juridice și Administrative sunt disponibile 13 locuri. Cererea tip de înscriere se completează în mod lizibil, se semnează și se depune la sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Drobeta al județului Mehedinți de către candidații cu domiciliul sau reședința înscrisă în cartea de identitate. Pentru a participa la concursul de admitere, candidații trebuie să îndeplinească condiții legale și criterii specifice, precum să aibă cetățenia română și domiciliul în România, să fie apți din punct de vedere medical, fizic și psihologic, printre care și să nu aibă antecedente penale, cu excepția situației când a intervenit reabilitarea.